Pe alea Parva, numărul 3 în sectorul 6 al capitalei, șoferii cunosc deja traseul. De 2 săptămâni, o parte din stradă a devenit cu sens unic, iar una dintre benzi e destinată îmbarcării și debarcării elevilor care învață la școala gimnazială Sfântul Andrei. Câți copii ați adus? 3. Cea mai bună idee. Cum era înainte? Jale. Era plin de oameni, mașinile circulau pe ambele sensuri. Cât a durat? 30 de secunde, poate. Era foarte acumulat. Nu puteai să-i lași. Sistemul cunoscut drept Kiss and Ride presupune amenajarea unui culoar pe care mașinile pot sta în fața școlii atât cât e necesar pentru ca un copil să urce sau să coboare. Înainte nu se putea merge, mulți veneau și blocau aici și nu se putea trece. În principiu ar trebui să funcționeze bine, dar având în vedere că cei mici intră pe intrarea cealaltă, mie mi-e destul de greu să-i las aici dimineața, plus că aduc 2 copii, dar am bagajele în portbagaj, probabil că o să se creeze destul de aglomerat în spatele meu. Mai este o problemă că ei nu se duc singuri în clasă, trebuie să-i duc până la poartă. Și atunci eu acum nu știu unde să las mașina ca să pot să duc copilul. Vin și din București, vin și din afara Bucureștiului. De ani de zile, cam de 2 ori pe an, solicit introducerea sensului unic prin fața școlii. Apreciat sau contestat, sistemul a schimbat totuși ceva. Cei care locuiesc în blocurile din apropierea școlii spun că dimineața, cel puțin la ora la care copiii sunt aduși la școală, nu se mai aud claxoane de la mașinile părinților care până acum erau nervoși că nu aveau unde să parcheze pentru a-și putea lăsa copilul la școală. În perioada următoare, un astfel de sistem va fi instalat și în fața școlii 279. În analiză sunt alte 10 școli din sector. Pe metodologia Ministerului Educației, cu o simplă viză de flotant, oricine își poate aduce copilul în București. Ei vin special dinspre Chiajna, Bragadirul, Domnești, Clinceni, Ciorogârla, ce e pe zona aceasta. Oamenii vor veni cu mașina. Copiii sunt deja înscriși la școală, ei oricum vin cu mașina. Opțiunile pentru mine erau doar 2, să nu facem nimic sau să facem ceva. La sfârșitul anului trecut, primăria sectorului 2 a fost prima care a implementat un astfel de sistem de tip Kiss and Ride la școala gimnazială 58. La Cluj-Napoca, transportul pentru elevi funcționează din 2017. Elevii din clasele primare din municipiu, dar și cei din localitățile Florești și Gilău, sunt aduși la școală cu autobuzele școlare. La nivel de municipiu avem 16 linii. E un traseu bine stabilit, de comun acord cu școlile. La preluarea copiilor există un polițist care gestionează urcarea și coborârea elevilor din acest autobuz, inclusiv până la debarcarea în curtea școlii. Tot în Cluj-Napoca, elevii de gimnaziu și cei de liceu beneficiază și ei de linii de transport dedicate, autobuze, troleibuze și tramvaie.